Bună seara și bine ați venit la seara noastră de priveghere. După seara de priveghere cu Părintele Dumitru Stăniloae, la 25 de ani de la trecerea sa la Domnul, în care am privegheat cu cei care l-au cunoscut și care au pus mărturie despre Părintele Dumitru Stăniloae, iată, în această seară avem un chip duhovnicesc luminos. Așa cum l-au numit unii dintre cei care l-au cunoscut, un om paradisiac. Un om paradisiac care, prin zâmbetul său, ne așteaptă din tinda Rai de acum și ne veghează, Părintele Arsenie Papacioc, la 7 ani de la trecerea sa la Domnul. Avem o bucurie în această seară să avem invitație. În primul rând, îi mulțumesc Părintelui Justinian Storica. Părintele Justinian, nu știu, oricum 10 de ani a fost econom al schitului Prodromul de la Sfântul de Apos și dacă schitul arată cum arată astăzi, este datorită Părintele Justinian Storica, cel care a, să zicem, a sărușit partea Martei sub obăduirea bucurcească a Sarețului Petroliu Tănase. Deci, în primul rând, Părintele Justinian și tot în primul rând îi mulțumesc domnului Șervan Mageru pentru acest, deci intenția noastră este mai veche, pentru prezența cu filmul despre Părintele Arsenie Papacioc. Și este, veți vedea, un film care nu o să vă plictisească, chiar dacă ține aproximativ o oră, dar este un film în care veți gusta din sfaturile Părintelui. Și ce minunat sună acest film. Atunci semn cu Dumnezeu când știi să ierți. Avem de asemenea curie în această seară să avem în mijlocul nostru pe domnul Sorin Alberi, care va vorbi despre Părintele Arsenie, calitatea sa de ucenic. Înțeleg, peste 20 de ani de ucenicie la Părintele Arsenie, care la centenarul din 2014 a scris, a scos această carte, Între timp și fericire, Viața Părintelui Arsenie Papacioc. Și ne bucurăm că avem, iată, din nou mărturii ale celor care l-au cunoscut, deci Părintele Justinian, domnul Șervan Mageru, care, de asemenea, este un ucenic al Părintelui Arsenie Papacioc și, în ultimul rând, domnul Sorin al Petrei. Prima parte, așa cum venit cu Părintele Justinian și cu ceilalți invitați, prima parte a serii, va lua filmul despre Părintele Arsenie Papacioc, pentru că filmul acesta ne va introduce, așa, în dulceața cuvintelor, celui care întotdeauna avea zâmbet, deși, așa cum veți vedea din mărturile celor care l-au cunoscut, a avut o viață destul de încercată. Sub trei dictaturi a trecut prin închisoare. Dictatura carlistă, dictatura antoneștiană, dictatura comunistă. Și totuși ne zâmbește. Iată ce frumos ne zâmbește. Cum spuneam, din tinda Raiului, Părintele care, de fiecare dată, ne spunea să fim veseli. Să fim veseli, pentru că atunci când suntem triști, spunea Părintele, se cocesc ouăle diavolului. Și această veselie lăuntrică, mai ales prezența duhovnicească a Părintelui Arsenie, ne-a făcut pe mulți dintre noi să ne vindecăm și foarte, foarte, sincer, personal, vă mărturisesc că am mers la Mănăstirea Tehnică de Lumbara aceasta. Nu mai aminteam exact data de 19 iulie, data trecerii sale la Domnul. Și eu am venit, de fapt, să mă închin la mormânt și să fac o rezervare la mănăstire. Și m-am venit în fața Părintelui la 7 ani de la trecerea sa la Domnul și am pus acolo, am genunchi și o rugăciune în gând. Rugăciune care s-a împlinit. Foarte interesant este că 19 iulie este și, dacă nu mă înșel, așezarea noastră Sfântului Serafim de Sarov.
Și la fel ca Sfântul Serafim de Sarov și Părintele, Părintele Arsenie, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi și când voi trece la Domnul, voi să veniți la mormântul meu și să vă rugați și să stați de vorbă cu mine așa cum stați acum. Și într-adevăr, așa a fost. Așa am stat și eu de vorbă cu Părintele și Părintele mi-a împlinit dorința, m-a încredințat. Și vă îndemn pe toți cei care vreți să primiți acest mare dar al Părintelui din când în când să facem împreună peregrinaj la mormântul, la chilia Părintelui Arsenie Papacioc. Deci, în continuare, vom avea filmul despre Părintele Arsenie Papacioc, după aceea vom da cuvântul Domnului Sorin al Petrii, între timp și veșnicie, care a scris o biografie foarte sensibilă, o finețe a exprimării, însă ceea ce a reușit, din câte înțeleg, Domnul Sorin, a reușit să-l lase pe Părintele să vorbească el în rândul cărții. Și seara va fi încheiată de Părintele Iustinian, care are atâtea să ne povestească despre acea perioadă. Dacă ar fi să luăm, vă dați seama, numai la Mănăstirea Slatina, când au fost, erau așa. Părintele Cleopa era stare în supraviție, nu? Părintele Cleopa era stare, Părintele Petron Întănase, Părintele Arsenie Papacioc. Și aveau și un ierodiat, ierodiatul Antonie Plămânean, era tot acolo. Ăsta... să nu mai spunem de perioada Rândului Aprins și să-i mulțumim lui Dumnezeu în această seară de privighere că ne-a făcut un mare dar cu rugicesc prin Părintele Arsenie, cel care este numit omul paradisiac sau omul bucuriei omnicești.